dimineața, dragi prieteni! Bună dimineața! Este luni, începem săptămâna împreună cu asta voie bună și la bine furtună! Ce zi e azi? Da, este luni! E luni, bună dimineața, dragul meu Mihalis! Draga mea! Te văzui deja de vreo două ore, tot te-am văzut. Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Colegilor noștri, bună dimineața! E luni! Da, e început de săptămână, și emisiunea va merge strună în fiecare dimineață. Cu Lavinia Furtună. Da. Și cu Mihalis Dumitrache. Da, ne dăm mai e așa? Bine, e bine, Renato, e bine? Stăm bravo. Bine? Bravo, ne-am dat un pic mai așa pentru că ne ducem după cameră. Draga mea, Lavinia, cum ți-a fost weekendul? Excelent. Noi, muncit în acest weekend. Ai muncit? Da. Și am cum muncit a fost? Împreună. Da, păi noi întotdeauna muncim pentru că, oameni buni, oameni dragi, o să avem surprize extraordinare pentru dumneavoastră și ediții speciale în apropierea sărbătorilor pascale. Iar am făcut o rimă. Chiar în ziua de Paște, invităm pe toți telespectatorii noștri să stea cu ochișorii lipiți de Etno TV. Împreună cu toți colegii noștri pregătim cele mai frumoase emisiuni pentru dumneavoastră. Artiști din toată țara vor veni în emisiunile noastre și vă vor încânta. Ce să mai avem? Surprize? O lăsăm așa. Surpriza e surpriză. Nu mai spunem nimic. Gata. Nu mai spunem nimic. Dragi telespectatori, surprize avem și în această emisiune pentru dumneavoastră. Avem copii talentați, tineri extraordinari. Și în această dimineață și în această săptămână demonstrăm că România are viitor. Surpriza noastră se află deja la scenă și haideți să o descoperim împreună cu Lavinia Furtună. Muzica. Show 'em, shoot, call.
Marco! Bună dimineața! Bună dimineața! Ioana Penciuc, draga noastră, ia-mi loc pe canapeluța de la homes.ro. Vă invităm și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, prieteni buni, să intrați pe homes.ro. Vă puteți bucura de oferte foarte mari. Și reduceri extraordinar de mari, dar ne bucurăm împreună la început de săptămână de copii talentați. Demonstrăm ca de fiecare dată că România are viitor și avem și o temă a emisiunii în această dimineață. Ce preferă tinerii să facă în timpul liber? Revenim la invitata noastră, Ioana Penciuc. Îți spunem încă o dată bună dimineața, frumoasă, talentată. Bună dimineața, vă spun și eu, dumneavoastră și telespectatorilor. Am venit cu mare, mare drag din frumoasa Bucovina, așa cum spune și cântecul meu, să vă aduc în dar melodii frumoase, dar și un album, primul meu album intitulat sugestiv Eu, Ioana cea frumoasă, pe care aș vrea să vi-l dăruiesc. Mulțumim tare mult, dragă Ioana. Ioana. Și ce frumos. Ioana noastră cea frumoasă, Ioana Penciuc, doamnelor și domnilor, are un album nou-nouț la doar 17 anișori. Un album care conține 16 melodii. Ioana, dacă vrei să ne spui, dacă nu știu, poate ai persoane cărora îți dorești să le mulțumești, oameni care te-au ajutat, începând de la textieri până la orchestra cu care ai înregistrat, asta este momentul tău. Într-adevăr, aș vrea să îi mulțumesc în primul rând bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat acest har, harul de a cânta. După care vreau să mulțumesc părinților, bunicilor care m-au susținut și mă susțin, bineînțeles, în continuare. Mulțumesc maestrului Alexandru Havriliuc, marele nostru maestru al Bucovinei, care a creat aceste melodii cu mare, mare drag pentru mine. O parte din melodii sunt create de dumnealui și îi mulțumesc tare mult. Textelor cui? Textele cine le-a făcut? Textele cui? Mihai Pascar, Marius Dochița sau Marcel Piticar. Minunat, pentru că așa este frumos, să le mulțumim tuturor. Ai făcut și o ședință foto foarte frumoasă, văd aici într-o livadă cu lavandă. Da, culoarea mea preferată este mov și am ținut neapărat să fie o temă specifică care să mă reprezinte. Și am ales lavanda, bineînțeles. Și ai ales lavanda, albumul se intitulează Eu, Ioana cea frumoasă. Și într-adevăr, tinerii sunt frumoși, sunt minunați. Vreau să ne povestești un pic, știi, erau pe vremuri, tu nu le-ai prins, ești tânără, dar în acest moment, când se puneau niște întrebări, te-ai născut unde? Am născut în Suceava și am copilărit la bunica din partea mamei, unde am crescut și pot să zic că mă mândresc cu acest lucru. Unde este locul acesta? În Sfântul Ilie. În Sfântul Ilie, așa. Mă mândresc pentru că am avut șansa de a copilări în stilul acela țărănesc vechi, în care umblam cu calul la munca câmpului, ajutam bunicii. Ce copilărie frumoasă. Așa este. Au unii tineri și ce bine că această copilărie încă se păstrează în lumea rurală, în lumea, lumea satului. Este extraordinar. Mai sunt astăzi acolo la Sfântul Ilie copii pe care îi vezi când mergi, mă rog, în locurile în care ai copilărit, care la 5-6 ani se urcă pe cal, fac lucruri extraordinare și nu stau pe TikTok. Da, chiar mai sunt și mă bucur că își trăiesc copilăria așa cum am copilărit-o, cum am trăit-o și eu. Și sunt tu încă o trăiești, Ioana. Da, așa este. Cât avem părinți, suntem copii. Nu, cât avem 17 ani, suntem încă copii. Da, corect. Întreabă-ne pe toți, inclusiv pe mama ta, dacă nu ne-am întoarce noi cu toții la 17 ani. Ce ne-am dat toți cei care suntem în platou să ne întoarcem la 17 ani? Cred că așa voi zice și eu peste ani, dar momentan eu îmi doresc să cresc. Da, așa ne s-a întâmplat și nouă. Să creștem repede. Mici, ne dorim să creștem. Da. Și totul, vezi că e ca o roată. Când suntem mici, ne dorim să creștem. Când suntem mari, ne dorim să rămânem tineri. Ioana, sau să mai fim telespectatorii copii. Noștri se pot bucura de câteva imagini. În momentul acesta rulează pe televizor și dacă vrei să ne spui câteva lucruri, probabil că sunt imagini de la lansarea albumului tău, de la evenimentele private la care ai participat sau filmări. Ce așa activitate este. Ai tu la 17 anișori? Deja te bucuri de un album. Cum este viața ta acum, Ioana?
Mă simt foarte bucuroasă, dar în primul rând sunt elev la Colegiul Național de Informatică Spiru Harid din Suceava. Cu ocazia asta, profesori. Corect, și pe domnul director care mă susține, așa cum poate și dumnealui. Ești vedeta școlii, Ioana? Da, privighetoarea de la informatică, ce mi se frumos. Spune. Privighetoarea de la informatică. Uite, ce drăguț! Acest lucru îl vom scrie și noi pe burtieră, împreună cu al nostru producător, Vera. O salutăm și pe Toni în această dimineață, pentru că noi avem încă un producător de segment sau de content, ca așa se numesc astăzi, și avem această burtieră perfectă. Da? Ioana Penciuc, privighetoarea de la informatică. Așa. Să te știe toată țara. Colegii cum sunt? Colegii sunt bucuroși pentru că pot să spun că le fac onoarea de a fi în clasă cu ei. Și m-ați întrebat cum mă simt. Mă simt foarte bine pentru că lumea a început să mă recunoască pe stradă drept Ioana cea frumoasă. Și chiar nu mă așteptam ca acest spectacol pe care l-am făcut să fie atât de vorbit. După atât timp încă se vorbește. Să răsune atât de exact. Tare, mai ales în lumea muzicală, mai ales în zona și-a ta. Și-a lăsat o amprentă pe publicul sucevean acest cât spectacol. Cât de frumos! Cu siguranță publicul sucevean este chiar acum alături de noi în această dimineață. Îi salutăm pe toți sucevenii și mi-aduceam aminte, draga mea, la Vinia, când am fost noi doi prima oară la Suceava, când am aterizat seara cu avionul de la București la Suceava și a mers cu sfintele... în... moaștele Sfântului Nectarie. Moaștele Sfântului cu noi Nectarie, în avion. Da, da, da. Așa că se pare că și nouă ne-a purtat lui Dumnezeu, noroc. Da, ne-a purtat noroc și sunt convinsă că și noi îți vom purta noroc ție, dragă Ioana cea frumoasă. Te invităm pe scena succesului să răsune muzica ta în căsuțele telespectatorilor noștri. Abia așteptăm să te ascultăm. Ioana Penciuc. Și-o înmolit, măi, deși eu cat s-o pregătit, i s-o pregătit. Uite așa, la utarii zic saltat, tot așa, sârba de altă dat. Ia ca așa, fetii și-n flacă-i pornesc, tot așa, sârba o învârtesc. Ușuril, ușor, ușor, fată și fișor, haida și-o mă-ntindi, sârba sârbilor. Și acum are pe jor, haida mai cu spor, haida înainte, sârba sârbilor. Hai să aud și-o strigătură! Stai sârba și-i futul, mă! Hai, Ioane, și mai stai, hai, da și mai stai, măi. Oare ești vreun mare crai, ori numai te dai? Te-ai ținut de mine, stai verde de sus ai, măi. Și am un curaj, nu ai, hai, da și mai stai. Uite așa, hai, Ionele, să te învăț, tot așa, sârba două părți. Ia ca așa, joacă, badi, mai saltat, tot așa, cât doar ești bărbat. Ușuril, ușor, ușor, fată și fișor, hai da și-o mă-ntindi, sârba sârbilor. Și acum are pe jor, hai da mai cu spor, hai da înainte, sârba sârbilor. Hai, Ionică, dai cu sătii, că să uit atâtea fete, mă! Sârba asta când pornesc, eu când mă pornesc, măi, șepte șasur, nu mă opresc, mi-i drag să-mi vârtesc. Fișorii mă-ntragesc, verdii mă-rdomnesc, măi, deși eu pul înveselesc, mi-i drag să trăiesc. Uite așa, l-a jucat și l-a cântat, tot așa, prima îs în sat. Ia ca așa și bat pasul din calcâi, tot așa, eu îs cea din tâi. Ușuril, ușor, ușor, fată și fișor, hai da și-o mă-ntindi, e sârba sârbilor. Și acum are pe jor, hai da mai cu spor, hai da înainte, e sârba sârbilor. Ia te uită cât e bine, la joc calda nu-i ca mine, mă! Ia te uită, fetele, uite, fetele, măi, cum li s-ar codețele, verdea morile. Ia ca și nevestele, îs ca florile, măi, li saltă ca trențele, verdea morile. Uite așa, ia ca și babuțele, tot așa, bat cu tălpelii. Ia ca așa, șor,
e jili, tot așa și în vârsări bili. Ușuril, ușor, ușor, fată și fișor, hai da și-o mântindi sârba sârbilor. Și acum mare pe jor, hai da mai cu spor, hai da înainte sârba sârbilor. Ușuril, ușor, ușor, fată și fișor, hai da și-o mântindi sârba sârbilor. Și acum mare pe jor, hai da mai cu spor, hai da înainte sârba sârbilor. Și-o bana și-o bani de soi, mândrii turma ta de oi, cum noi alta pe la noi. Ai mioare și berbeie și nealuți vreo 40, dar mai tare te mândrești cu dulăie și-o banești. Hei, pimaș, ai stână mari, măi și-o beni și-o banaș, ți-o cunoaște fiecare, măi și-o beni și-o banaș. Că nu este lumea toată, măi și-o beni și-o banaș, așa stână la udată, măi și-o beni. Șobanaș, te lașă-ți și până la munte. Hai, șobanașul, eu am de frunte, mă! Și iar verde și-un bujor, șobanitul nu-i ușor, ba pe soare, ba pe nor, tot în urma oielor. Șobanitul îi facut pentru omul prișaput, cu putere și este și la mândrii iubareți. Hei, șobania îi frumoasă, măi șobeni, șobanaș, dar îi tari migaloasă, măi șobeni, șobanaș. Stăna are rânduială, măi șobeni, șobanaș, trebuie om cu prișa peală, măi șobeni, șobanaș. Șobanaș de pe toloacă, șobanului, tătă ziua-i tot haihui, își pazăște turma lui. Și sticuia mai pastra, șobania tot așa, cum îi din bătrân la sat, cum a fost și altădat. Hei, că nici traiu nu se poate, măi șobeni, șobanaș, fără brânză, fără lapte, măi șobeni, șobanaș, fără din ei și fără de lână, măi șobeni, șobanaș, fără dumnea ta la stână, măi șobeni, șobanaș. Șobenii să trăiești, să trăiești cât trebuiești, și oi mândre să mai crești, jântița să o învârtești, urdă bună să ne oprești, turmilii să li pazăști, mândrilii să li iubești. Hei, sus la munte vântul bate, măi șobenii șobanaș, tu cu turma ești departe, măi șobenii șobanaș. Hai la valii te-ntoarci, măi șobenii șobanaș, că știu că dimineți plași, măi șobenii șobanaș. Și iar verde roz popască, hai șobanaș să trăiască, mă! Și să fie tăți în coași, cu ocașul și cu cojoașii, că așa de ei ne plași. Oameni buni sau nu, la fel cum din pământ iese omule ce-s amen tu. Cu
copilul nu are vină, că-l răsfeț și-l scap din frâu. Dacă ai semănat neghină, nu o să răsară grâu, măi. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă la singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare, și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Copil să-l ții din frâie, dar nu-l dojeni cu ură. Nu-l lăsa orice să spuie, nu-l lăsa slobod la gură. Nu-l lăsa de ești părinte, unde vrea el să se ducă. Din același lemn se face și icoană și măciucă. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă la singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare, și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Casa în care copilul face numai ce el crede, câștigă la nuneghină, iar greu semința-și pierde. Și-un părinte cât trăiește, de-ar plânge cu lacrimi râu. Neghina n-o mai albește, nici nu o preface în grâu, măi. De lăstar se-ndreaptă pomul, dacă la singur se apleacă. Tot așa e și cu omul, de vrei om la tot să placă. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare, și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Pune-l bine în rădăcină, vântul să nu-l doboare, și ține-l drept din tulpină, până când crește mai mare. Dragilor, suntem împreună la Matinali și Populari, este început de săptămână și noi avem numai lume bună aici în platoul nostru. Ioana Penciuc este alături de noi cu primul ei album. Ioana cea frumoasă. Ioana cea frumoasă, voiam să-l mai arătăm încă o dată telespectatorilor la cadru, astfel încât să-mi spune și la cine să mă uit, la Renato sau la Cătălin. La Renato mă uit, la Cătălin. Bravo, la Cătălin mă uit. Aici revedeți albumul. Ioana Lavinia Penciuc, da, se schimbă, e cu schimbare la față, Băncica, așa se întâmplă uneori. El este Renato, Ioana, ca să înțelegi, el este Cătălin și mi se spune, uite-te la Renato, dar de fapt eu trebuia să mă uit la Cătălin. Ca să înțelegem ce și cum, că acest album este extraordinar, puteți să aveți și dumneavoastră parte de el și, de ce nu, să intrați pe toate rețelele de socializare ale Ioanei Dragă Penciuc. Ioana, îți urăm mult, mult succes cu acest album și să știi că ne bucurăm tare mult să fii prezent. Da, eu aș vrea să ne legăm un pic de tema emisiunii. Bravo! Acum vreau să ajung, dar am zis să terminăm cu prezentarea albumului. Dragă Ioana, ce faci tu în timpul liber? Ce fac tinerii astăzi? Cu ce te ocupi? Nu știu, ce-ți place să faci? Ce hobby-uri, ce pasiuni, ce activități? Aici m-ați prins pentru că sunt mai multifuncțională. Eu machez în timpul liber. Bineînțeles, îmi antrenez vocea și vreau să devin cât mai bună. Fac sală, fac absolut tot ce ține de un elev, bineînțeles, teme. Bineînțeles, teme, mergem la școală. Clar, da, pe primul loc.
Pe primul loc este școala. Doamne, câte lucruri face Ioana, dar nu știu când ai timp să faci că toate generația aceasta, acestea. Dacă pe vremuri noi aveam alte activități, unii băteam mingea pe drumuri, fetele jucau elasticul, da? Astea erau activitățile. Astăzi fetele asta... machiază și pun unghii. Asta văd și la școală zi de zi. Unele pun unghii, altele pun gene, fiecare pune cu ce geana, poate. N-am înțeles-o niciodată fir cu fir. Lasă, dar trebuie să mă aduceți un expert la zona de beauty. Voi aduce pe cineva și ai să înțelegi tehnica complet. Perfect. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim Ioanei Lavinia Penciuc, dar noi mulțumesc. Îți spunem Ioana Penciuc, așa ne-am obișnuit cu tine, să fii iubită, să fii sănătoasă și să ne revedem cu bine, iar acest album să fie cu succes, iar cu siguranță succesul va veni pentru că ai fost la nașii succesului aici pe scena noastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că am avut ocazia să încep săptămâna cu așa oameni minunați. Îți mulțumim tare mult! Mulțumim, draga noastră, Ioana! Tu mai ai încă o melodie să ne-o dăruiești. Pentru toți telespectatorii noștri, jucăm Trăistuța chiar acum cu Ioana Penciuc. Și iar verdi-s minoc, hai traistuță să te joc. Diești bună la carat, n-ai și ieși la jucat. Eu pe mână te-i roti să te vadă satelit. Că din mână te-am țasut și baier ți-am cusut. Asta-i bre, traistuța mea, ia ca așa și iar așa. Tari mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți traistuța niochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, hai, traistuță, roată, roată. Hai să te vadă lumea toată! Întreistuță scoșurăsc și paralii nu găsesc. Ia ca ruminelili, dar și ele ori trebui. Cât banuță tăți-am dat, rumine le-am cumpărat. Și sunt traistă de desubt, din mamă calii ascund. Asta-i bre, traistuța mea, ia ca așa și iar așa. Tare-i mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți traistuța niochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, eu păr traistă în baierată. Și în e să nu se vadă. Traista pistită tot duc, e m-a scoate din bucluc. De-un flacău m-a zahaie, tot cu el o ialtoie. Nu să-l doare sufletul, dar să-i sântă baierul. Altă dată, în loc să stie, din mine să nu o să ie. Asta-i bre, traistuța mea, ia ca așa și era așa. Tare-i mândră îți din. Ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă-nvârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți traistuța niochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, asta-i traistă, nu-i de sagă. Și-o duc lumii s-o vadă. Șugubiații traista mie, nu știu și-am mai pus în e. Joacă număr scuturat, parcă n-ai bani o dat. Babilie să uită rău, cât de mândră o port eu. Să se uite cât ar vrea, că asta-i traistuța mea. Asta-i bre, traistuța mea, ia ca așa și iar așa. Tare-i mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă-nvârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți traistuța niochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, iute traista mea ca focul. Că ți-am avut, așa era, ri, ri, ra. I-am
și repede la gurmă. Și șocmin duș cât te dau, șai rai ri rai ra. Ori de vreau, ori de nu vreau, șai ram tiri li ri la. Și șocmin duș cât te dau, șai rai ri rai ra. Ori de vreau, ori de nu vreau, șai ram tiri li ri la. Și cioi un jet cu groștior, cu groștior.
joacă-mă bădiți așa, la dai la 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 la, ca la noi în Dobrogea, la 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 la. Joacă-mă bădiți așa, la 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 la, ca la noi în Dobrogea, la 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 la. Bravo! Bună dimineața, frumoaselor! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, draga noastră Emilia Bașchir! Ai venit cu cele mai frumoase dobrogence, sigur, să răsune muzica voastră frumoasă, pentru că tinerii talentați sunt pe val la matinal, la matinal și popular, iar în această dimineață Dobrogea răsună, dobrogencele sunt pe val la matinal și popular. Iuhu! Bravo, draga mea, hai că te-am molipsit de rime! Emilia, bună dimineața! Bună dimineața, bine, bine v-am regăsit! Chiar mă bucur, am petrecut atât de frumos de 8 martie, încât... Ai zis, trebuie să vin și pe 15 aprilie, să începem săptămâna cu aceste fete frumoase și talentate. Ești sigur, doamna profesor. De data asta, doamna profesor. Ești în calitate de doamna profesor și ai, vreau să-mi spui când te-ai apucat. Nu, mă scuzați, oameni buni, oameni dragi, dar când te uiți la Emilia Bașchir, ai senzația că... Nu deosebești dintre nu, copii. Nu, nu, nu. Ai senzația că este mai mică decât fetele pe care le coordonează. Ceea ce e un lucru bun. Mie nu, este extraordinar. Nu că Emilia, este un lucru bun. 25. Mulți înainte, ne-a spus și data trecută. 25 de ani este ai și... Ai că eu nu mai am 25 să țin minte de data trecută până acum. Eu nu mai am 25 să țin minte. Lasă, draga mea, că ne luăm pastilele în fiecare dimineață la timp. Este și căsătorită. Da. Da, sigur. Deci am aflat tot de data trecută, dar vreau să te întreb, de când ești doamna profesor, de când lucrezi cu aceste fete frumoase? Cu aceste fete, Flori Dobrogene, lucrez de un an de zile, suntem încă la început, dar ne dorim să promovăm Dobrogea cât e se minunat, poate de mult. Pentru că din ce în ce vin mai puțini artiști. Mai puțini reprezentanți ai zonei Dobrogei, da. Și permiteți-mi să o salut și eu pe prietena mea, surioara mea, pentru că ea îmi spune frățiorul meu, eu îi spun surioara mea, pe prietena mea Aneta Stan, doamna Aneta Stan, sărumâna bună dimineața, sper că vă uitați la noi și că sunteți mândră că în această dimineață putem spune că avem o dimineață dobrogeană. Dobrogea este pe mâini bune, aceste fete duc Dobrogea mai departe. Sigur, o să ne dăm silința, o să lucrăm ca Dobrogea să răsune în toată țara. Să răsune, să răsune Geamparaua, sigur că să răsune această muzică frumoasă cu atâtea influențe minunate, turcești, grecești, armânești. Este acolo, să spunem așa, un buchet foarte frumos de sunete și de muzicalitate. Așa este. Și trebuie aceste lucruri promovate. Hai să cunoaștem și fetele, dacă ne permiți. Sigur, doamna profesor. Fetele fac parte din grupul vocal Florile Hamagiei. Sunteți foarte frumoase și talentate. Nu vrea niciuna microfon, e clar. Stați așa lăsat, că avem microfoane. Ați lăsat trebuie emoțiile deoparte. Uite, prima... Așa, să aibă și prima curajoasă. Emilia. Așa, bună dimineața, draga noastră. Fă reclamă Dobrogei. Ești în acest moment, uite, ne uităm și în această casă. Ambasadoarea Dobrogei te facem în această dimineață. Cum la te numești, păpușă? Mă numesc Anuț Marina Lavinia. Am 15 ani și vin din Comuna Baia, județul Tulcea. În acest moment, doamnelor și domnilor, m-am simțit ca la Miss și Mr. Boboc la liceu, atunci când uneori, ca domn profesor, am fost și în juriu. Așa, ce este cel mai frumos în Dobrogea, păpușă? Totul este totul frumos. Ție unde îți place? Astăzi vorbim despre pasiunea tinerilor. Vorbim ce fac tinerii în timpul liber. Dacă tu în acest moment ar fi să recomanzi un loc oamenilor care se uită la noi în Dobrogea, care ar fi acela? Emilia, nu ajuți pe prietena mea. În natură este cel mai frumos. În natură. În natură, ați înțeles, doamnelor și domnilor, la început de săptămână vă invităm în natură. Emilia, da, dacă ar trebui să mergem undeva în Dobrogea, fetele au emoții și este normal și eu mă pun în locul vostru, că și eu la vârsta voastră, când mergeam pe vremuri la TVR, era singura televiziune, eram mort, nici nu știam pe unde merg, nici nu știam unde e lumina, nici nu știam la cine să mă uit. Vă înțeleg perfect. Ia spune, Emilia, unde ne trimiți tu? În principiu, în Delta.
în dar Delta. Avem și prin zona noastră, la Baia, mai multe locuri de vizitat. Avem și portul de la Jurilovca, inaugurat recent. Deci avem zone turistice frumos dezvoltate. Și așteptăm pe toți în acest sezon. Tocmai începe sezonul și anul acesta coincide și 1 mai. Și Paștele. Și cred că foarte mulți români și-au achiziționat deja vacanțe pe litoral și în zona Dobrogei. Și în zona Deltei, da. Să mănânce ciorbă din aceea de pește adevărată. Cum îți place ție. Da, da, eu sunt. Eu nu pot să mănânc pește pentru că eu sunt de zodie pește și nu mănânc frate. Și nu vrei să-ți mănânci frate. Și tu tot pește, bravo. Da, tu mănânci pește. Da, mie îmi place peștele. Da. Da. Unii își mai mănâncă frățiorii. Da. Păi, puiul, glumim, desigur. Peștele și pâinea se mănâncă cu mânuța, știți dumneavoastră ce vorbim. Merge mai departe și spunem bună dimineața, Andrei Rapcenco. Doamne, ce fete frumoase sunt în Dobrogea. Bună dimineața! Sunteți superbe, Andreea, câți ani ai? 11 ani. 11 anișori. Mulțumesc. Și doi ochi superbi și o voce extraordinară. Ce fac tinerii din ziua de astăzi? Bine. Cu fac ce? Bine. Și cu ce se ocupă tinerii din ziua de astăzi? Tu ce alte activități mai ai, în afară de faptul că studiezi muzică alături de doamna profesor? Mă ocup cu școala. Este o foarte bună e o ocupație foarte importantă treaba asta. Până în clasa 12-a, să știi că e o ocupație grea. Te trezești dimineața, trebuie să înveți. E importantă și obligatorie. Da, da, dar e mai greu ca la serviciu, eu știu. Îți mulțumim, draga noastră, dar eu zic să o provocăm pe doamna profesor și să o invităm în fața dumneavoastră pe Emilia Bașchir. Astăzi am terminat cu noțiunea de doamna profesor, pentru că ea este un artist extraordinar, cu melodii extraordinare, pe care le vom asculta și noi la început de săptămână, la Matinal și Popular. Emilia Bașchir, muzica. Inima mea dacă bate lai la 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 bate la un loc cât șapte lai la 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 la. Inima mea dacă bate lai la 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 bate la un loc cât șapte lai la 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 la. Primăvară, lai la la lai la la, bate-n piept de zici că zboară, lai la la lai la la. Pasăre s-ar face ea, lai la la lai la la, roa zori în ori s-o bea, lai la la lai la la. Lai la 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 la, șoferie sprinte ioară, lai la la la.
dă-mi și mie un pahar, un pahar, dar să mai rămâie. Ia de bea, nu bea tot, mai lasă-mi și mie un pahar, un pahar, dar să mai rămâie. De-ar fi via sus pe casă, de-ar fi via sus pe casă, n-ar mai trebui culeasă, n-ar mai trebui culeasă. Și butoiul sub căciulă, și butoiul sub căciulă, să-i dai cep să-ți curgă în gură, să-i dai cep să-ți curgă în gură. Ia de bea, ia de bea, mai lasă-mi și mie un pahar, un pahar, dar să mai rămâie. Ia de bea, nu bea tot, mai lasă-mi și mie un pahar, un pahar, dar să mai rămâie. Ușor te-ai aplecat și-n brațe cu putere mai strâng.
mai sărutat. Te-ai dus pe albastru mării să te faci marinar, și-n ciuda îndepărtării și azi pe buze-am jar. De-atunci aștept într-una din zare și din ori să apară pe cer luna plutind ca un vapor. De-atunci aștept într-una din zare și din ori să apară pe cer luna plutind ca un vapor. De-atunci de când te-aștept, bobocul din cosiță mi-a coborât în piept. Și ca printr-o minune el nu s-a ofilit, te-așteaptă ca și mine să vezi cum am florit. Și ca printr-o minune el nu s-a ofilit, te-așteaptă ca și mine să vezi cum am florit. Bravo! Ne-a cântat Maria Ciobanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți anișori avem, păpușă? Am 9 ani. 9 mulți ani. Înainte. Și de la ce vârstă cânti tu, Maria, dragă? De la 7 ani. Ai deja 2 ani de activitate, cum s-ar spune. Cu cine ai venit în această dimineață la Matinal și Populari? Eu știu că am aici în spatele meu. Cine este în spatele meu? Cu mama. Cu mama. Cum se numește mami? Alina Ciobanu. Alina Ciobanu. Perfect. De unde ai învățat tu să cânti muzică populară? De unde pasiunea ta pentru muzică populară? Ți-a spus mami, tati, bunicii? Cine te-au îndrumat să cânti muzică populară? Nimeni. Așa am simțit eu. Așa am simțit eu. Este minunat atunci când simțim noi muzica și mai ales că ne ducem originile și tradițiile mai departe. Ce face Maria Ciobanu în timpul liber? Cu ce te joci? Ce-ți place să faci? Să mă plimb. Să te plimbi? Și pe unde te plimbi? Invită-ne și pe noi acolo în frumoasa Dobroge să o descoperim și mai bine. Pe unde te plimbi tu, Maria? Eu mă plimb prin Baia. Prin Baia? Prin acolo. Baia Mică sau prin Baia Mare? Eu la Baia Mică. Merg că la Baia Mare e departe. E ocupată. Da, e ocupată. Baia Mare și au mulți concerte la Baia Mare. Ți-am lăsat da. No, eu am concerte la Baia Mică. Dar mulți merg la Baia Mare să aibă concert. Eu am nimerit doar la Baia Mică. E și mai aproape Baia Mică. Da, Baia Mare e departe. Mai trebuie să ieși avionul, îți plătești biletul, că nu prea se mai decontează ziua de astăzi. Claudia Olteanu este alături de noi și vrem să-i spunem bună dimineața. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Anișori? Eu am 13 ani. Mulți înainte. De când... Un pic mai sus microfonul, Claudia, să-ți auzim glasul. Și aproape de voce. Așa, ai emoții? Nu. Bravo, asta ziceam. Tu tot în Baia? Da. Da. Și ție îți place să te plimbi? Exact. Nu, că trebuie să mergem cu toții, oameni buni, oameni dragi, trebuie să plecăm cu toții la Baia să vedem despre ce este vorba. Avem păi atunci vă invităm noi, vă așteptăm. Cu mare dragă, oricând doriți, Emilia, venim. Cu porțile deschise vă așteptăm. Când e ziua porților deschise la Baia, venim cu toții. Da, să puneți, ia povestește-ne pe cine saluți în această dimineață, păpușă, Claudia. Eu o salut pe mama și pe bunica mea. Pe mama și pe bunica, le salutăm și noi. Bună dimineața, doamnelor, sunteți cu ochii pe Matinal și Popular. Și le mulțumim părinților pentru susținerea voastră, părinților, bunicilor. Eu zic fetelor să le cântăm telespectatorilor noștri și părinților și bunicuțelor, de ce nu, pentru că ele vă susțin. Și avem grupul vocal, doamnelor și domnilor. Florile Hamangiei, un grup vocal alcătuit din tinere dobrogene pentru că glasurile lor răsună la Matinal și Populari. Muzica! Frunzulița busuioc, haideți fetelor la joc, că jocul e cu noroc, măi, măi.
Hai să vă măritați, dacă sârba nu jucați și din gură nu strigați, măi, măi. Las cu toate mâna, că-i sârba din ordina și sârba săltată, pe ea nu jucată. Vin unta și la mireasă, vin cu mirele acasă, cu alai de nunta leasă, măi, măi. Cu părinți, frați și surori, cu fete și mulți feciori, ține nunta până-n zori, măi, măi. Mirele-i o floare, veselia-i mare și mireasa noastră-i floare din fereastră. Chiuiți tare flăcăi să se audă peste voi, că e nunta sa la noi, măi, măi. Și-am adus cu toți mireasă, tocmai din deal de Băneasă și din sa cea mai frumoasă, măi, măi. Zi mai tare din țambal să se audă peste deal, că e nuntă-n sat, nuntă de băiat. Vin din satele vecine, vin că-i nunta lui Vasile, vin ca să petreacă bine, măi, măi. Că așa la noi în sat, un flăcău când s-a surat și ia fata din asat, măi, măi. Așa-s munțile la noi, se bea vinul din butoi, cu pastramă de batal, vin de muflatar. Dați cu toții mâna, că-i sârba din ordina și sârba săltată, pe la noi jucată.
Bravo! Bună dimineața, Carina Caraman! Bună dimineața! Ce faci tu, Carina? Câți anișori ai? Am 8 ani. Pe cine salutăm în această dimineață? Pe mama și, și spectatorii care se uită la noi. Am înțeles. Și pe colegul nostru Vâncică. Din regie. Da, Vâncică din regie. Vâncică, spune-i, Vâncică, ești extraordinar. Atât. Vâncică, ești extraordinar. Wow. Perfect. Ai văzut, Vâncică? Aplauze. Da? Mai ai de salutat Tina Turner și Romy Capuceanu? A, mai ai? Nu. Te-l salutăm pe Vâncică fără frică. Așa e el la noi aici. Carina, ce faci tu în timpul liber? Dacă și tu te plimbi prin Baia, nu, că plecăm cu toții. De aici plecăm cu toții, e la început de săptămână, oameni buni, oameni dragi, aruncați tot, mergem la Baia. Da, și eu mă plimb în Baia. Nu, toată lumea se plimbă. Toată lumea se plimbă în Baia. Trebuie... Și ce ți se pare ție frumos, spectaculos, acolo la Baia? Uite, eu dacă aș veni, m-ai lua de mânuță să mă duci unde? Ce să văd eu în Baia? Păi... La microfon, păpușa mea. Care e cel mai frumos loc? Andrei, pentru ce mulțumești că nu te-am auzit? Parcul. Cu drag. E cel mai frumos. Parcul este frumos. Da. Acolo mergi tu și te plimbi alături de prietenele se tale. Se joacă în parc. Da. Mă rog, da, se joacă, da, la vârsta. Noi ne plimbăm la vârsta noastră, ei se joacă, da, nu, am uitat. Nu, noi trebuie să ne plimbăm la vârsta noastră. Nu trebuie. Și noi, ba da, mi-a zis doctorul, 30-45 de minute în fiecare zi mers pe jos. Dacă se poate și alert. Eu n-am fost la doctor, n-am avut nevoie, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a zis nimeni nimic. Da, mie mi-a zis doctorul, 30-45 de minute. Și dacă v-ați spus și dumneavoastră, vă rugăm frumos să ne scrieți pe pagina Matinal și Popular, să ne spuneți câte minute merge și prin ce... Da, bine, mergem și la Ana Aslan, Vâncică. Să știi că o să avem nevoie să mergem acolo la Ana Aslan. Da. Să stăm 2 săptămâni și doar cu trimitere să merge. Cu trimitere și 2 săptămâni faci proceduri. Au venit artiștii de la Hollywood, Vâncică. Ne-au rezervat Da, de acolo. Deja. Au venit și au stat la Ana Aslan și au plecat Sue Ellen și JR. Adică dacă noi... Da, noi, aia noi din Dallas. Din da. Dallas-ul Vera, vorbim dimineață. Cu cine vrem noi. O salutăm pe Toni în acest moment. Toni, te pupăm, ești cu noi? Perfect. Toată lumea e cu noi. Draga da. Noastră, Emilia Bașchir, vreau să vorbim a venit despre cu tinerii din, Verișoara. Despre tinerii din ziua de astăzi. Ana Aslan nu mă mănâncă. Și despre verișoara ta, bineînțeles. Simona Bașchir, îți spunem și ție bună dimineața. Ai aici un microfon. Bună dimineața, te-am speriat? Nu. Nu, e doar început. Doar de emoții. Da, nu mi-am luat toate pastilele azi, dar am de gând până la sfârșitul emisiunii să le iau. Simona, Andrei, câți anișori ai? Am 17 ani. Și cum este să te îndrume verișoara, să ți dea sfaturi, cum să cânti, să-ți fie profesor de canto? E foarte bine și că o am alături și e și profesoră la școală. Este veră cu tine uneori? Acum că sunt la televizor, nu pot să zic că este. Da, dacă n-ai fi, să zicem că am vorbit acum, decât noi două, dacă n-ai fi tu zic că nu ești la televizor. Ce dacă zice? N-ai fi, ce ai zice? Păi, uneori e severă pentru că trebuie și pentru că altfel nu ne vrea iese. Vrea să scoată cei mai buni de la da, tine. Exact, așa se zice la televizor. Doamna profesor vrea să scoată tot cei mai buni de la mine da. Și atunci de aceea uneori e severă. Dar descriem severitatea, hai că nu mă las. Nu pot să zic mai mult. Nu la televizor! Nu se spune la televizor! Nu la televizor că nu dăm nimic pe post. Pe cine saluți în această dimineață? Pe mama, pe bunici și toți prietenii care se uită. Îi salutăm și noi. Tu ce activități ai în aer liber? În afara cântatului, dansuri populare și de învățat pentru școlile șoferii. Ne luăm permisul! Minunat! Haideți să mai ascultăm muzică. Da, mergem cu cântecul tău frumos. Draga noastră Simona Bașchir cântă pentru toți telespectatorii noștri și pentru românii noștri din străinătate. Merge muzica! Mare dragostea, măi, Dunărea, o, măi, poste.
maică, cerui mare, multe stele stucitoare, ca soarele nu-i niciuna, c-am iubit întotdeauna. Soare-nalt și luminos, măi, ca bădița de frumos, măi. Frunză verde, I'll do it.
Rebecca Moraru, doamnelor și domnilor, la Matinal și Popular. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți anișori? Bună dimineața, Rebecca! Am 13 ani. 13 Mulți ani? Mulți înainte! Ai Mulțumesc un costum frumos. Foarte frumos. Mulțumesc frumos! Ca voi toate, de altfel. Pe cine salutăm în această dimineață? Pe toți
care se uită acum la matinal și popular. Matinal și toți telespectatorii noștri. Telespectatorii, da. Sunt foarte mulți și nu știu de ce, din ce în ce suntem și mai mulți. Haideți, domnule, să depășim audiențele tuturor televiziunilor din România. Suntem în topul audiențelor matinale. Și nu știu cum că am împlinit o lună și două săptămâni și iată că toți prietenii noștri au revenit alături de noi. Vă mulțumim și ne înclinăm. Rebecca, draga noastră, ne-ai cântat o melodie foarte frumoasă, ne-ai cântat despre Enisala, locuri superbe. Vreau să spun că eu am fost la festivalul de la Enisala și am fost impresionată de tot ce s-a întâmplat acolo și vreau să îi felicit pe organizatori și pe toți cei care s-au ocupat de această petrecere extraordinară. Și de se fapt, vor ocupa nu în continuare, nu? Ca să mai mergem. Este un festival în adevăratul sens al cuvântului, bineînțeles. Așa, bravo. Ai fost în concediu, din câte mi-aduc aminte. Da, am fost în concediu atunci, dar de data asta nu suntem în concediu, venim. Dacă ne chemați, noi venim și prezentăm, și cântăm, și dansăm, facem tot ce vreți. Și ne și distrăm. Corect? Corect, corect, așa facem. Bravo, păpușă. Vino alături de noi aici pe canapea, pentru că lângă tine este și Larisa Bodea, corect? Da. Bună, bună dimineața, Larisa. Bună dimineața. Câți anișori avem? 13 ani. Mulți înainte. Tu tot Mulțumesc. Baia? Nu. Acolo voiam să ajung. Unde? Unde ne plimbi? Enisala. În Enisala. E ce perfect. Deci amândouă sunteți din Enisala. Da. Minunat. Voi ce activități aveți în timpul liber? Noi ne plimbăm sau vizităm muzeul care tot în Enisala este. Este mai, un muzeu foarte mască. Frumos. Avem și cetatea Enisala. De câte ori pe săptămână vizitezi muzeul? Putem... Tu așa, de câte ori te duci pe săptămână? Când ai fost ultima dată? Ieri? Da. Da, ieri. Ieri duminică, prietena noastră, Larisa, a fost la muzeu. Ce vedem la muzeu dacă venim? Sunt piese istorice. Mor de dragul tău. Știi că mor de dragul tău? Mulțumesc. Așa, sunt piese istorice. Așa, și ce mai vedem acolo? Vedem foarte multe lucruri gospodărești și frumoase. Și gospodărești și frumoase. Vedem. Și gospodărești și pe și unde frumoase. Ne mai duci? Stai că mie îmi place la Enisala. Nu am putut să vin atunci că eram în concediu, dar acum am fac drum. Vă duc la cetatea Enisala. Bravo. Este o cetate foarte frumoasă. Acolo au loc și toate spectacolele. Da. Minunat. Vezi că știu, dar nu am ajuns. Draga dar mea, vom ajunge. Cu siguranță. Să ne contacteze. Ce e acolo, primărie? Domnul primar, căutați-ne că rezolvă. Domnul primar, domnul organizator, Marius Adam, s-a ocupat 2 ani la rând de acest superb festival. De ce te-ai speriat, Vera? Trezirea e dimineață, e frumos, te sperii dus de dimineață. Împreună Toni, cu, bună dimineața! Împreună cu Authentic Events, pentru că ei chiar fac evenimente la un nivel așa cum trebuie așa făcute, este. De fapt. Așa ar este. Trebui să fie toate. Și îi salutăm pe organizatori. Eu repet, am rămas profund impresionată de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost totul la superlativ. A fost lume atât de multă cum nu am putut să văd, nu mi-a fost dat să văd până la vârsta asta la niciun alt eveniment la care am participat la noi în România. Este extraordinar și este minunat. A fost zeci de mii de oameni. A fost impresionant. Vreau să te mai întreb ceva, Larisa. Pe cine saluți în această dimineață? Salută toți telespectatorii, familia mea și toți cei care mă iubesc, mă apreciază. Mor. Uite cum demonstrăm noi că România are viitor și că are copii extraordinari, copii talentați. De unde și până unde te-ai apucat tu de muzică populară? Mă uitam la televizor și vedeam foarte televizor, multe... La Etno te uitai? Da. Așa, și cine vedeam... ți-a plăcut cum cânta? Ai așa vreun idol? Poftim? Ai vreun idol? Nu neapărat. Nu, tu ești, toți trebuie să devină, tu vei deveni idol pentru toți. Doamnelor și domnilor, fără bâlbe, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Promit că în această pauză îmi iau pastilele. Da. Thank you.
plecată în apă jos, la Sumova în baltă, bate vântul și mi-o întină până rădăcină. Salcie plecată în apă jos, la Sumova în baltă, bate vântul și mi-o întină până rădăcină. Așa mă gândoșie, o lai la 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 la, în brațe cu dorul greu, mai băriță, dragul meu. Așa mă gândoșie, o lai la 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 la, în brațe cu dorul greu, mai băriță, dragul meu. Mi-a ști bine că mi-e drag de tine. Mândro pentru gura ta, lai la 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 la, trec balta la Somova, să-mi dai ochii și gura. Mândro pentru gura ta, lai la 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 la, trec balta la Somova, să-mi dai ochii și gura. Măi bădiță, nu e bine să treci pata pentru mine, mai bine vino în sat că te aștept cu drag. Mândra mea cu o tabura, lai la 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 la, aș veni, dar nu acum, ci în toamnă când dă bruma, când s-o fac ce mustul vine, lai la 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 la, dragostea să ne-o unim, ca amândoi ne potrivim. Thank you.
jocul dobrogean, măi dorule măi, că se joacă mărunțel, măi dorule măi, ca pe la niculițel, măi dorule măi. Zi din fluier și cimpoi, cum se zice pe la noi, zi să salte fetele ceamparalele. Prind cu badea-n joc, măi dorule măi, și mă apucă de mijloc, măi dorule măi, lumea toată e a mea, măi dorule măi, și-mi surâde inima, măi dorule măi. Zi din fluier și cimpoi, cum se zice pe la noi, zi să salte fetele geamparalele. Badea-te-n niculițel, măi dorule măi, înăltut și frumușel, măi dorule măi, când mă ia la geampara, măi dorule măi, parcă-aș fi o rândunea, măi dorule măi. Zi din fluier și cimpoi, cum se zice pe la noi, zi să salte fetele geamparalele. Așa de drag badea, măi dorule măi, când mă ia la geampara, măi dorule măi, și când mă ține de mână, măi dorule măi, aș juca și-o săptămână, măi dorule măi. Zi din fluier și cimpoi, cum se zice pe la noi, zi să salte fetele geamparalele. Zi din fluier și cimpoi, cum se zice pe la noi, zi să salte fetele. Bravo! Bravo! Doamnelor și domnilor, ne-a cântat Emilia Bașchir, a revenit pe canapeaua și pe fotoliile noastre de la homes.ro, dar eu sunt aici alături de fete frumoase și talentate și sunt câteva pe care nu le-am cunoscut încă. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele, prenumele, clasa și iubitul. Deanu, mă numesc Deanu Bianca Elena, am 14 ani. Iubitul, boyfriend-ul, cum se numește? Nu există. Nu există. Mergem mai departe, bună dimineața! Bună dimineața! Te numești? Caraman Mihaela și am 13 ani. Iubit? Nu. Nu, suntem la televizor, nu spunem. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Cioaca Alexandra Florentina și am 14 ani. Foarte frumos. Pe cine salutăm în această dimineață? Cine este alături de noi? Cine se uită la televizor? Pe mama și pe bunica. Pe mama și pe bunica. Cum se numește mama? Mărioara. Și bunica? Pamfilia. Să rămână, doamnă, să vă trăiască nepoata! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ne numim? Părlogea Oriana Elena. Bravo, câți anișori? 12. 12. Cine se uită la noi? Familia. În clasă cine îți place? Cum îl cheamă pe băiatul din bancă? Nu. Nu? N-ai? Cu cine stai în bancă? Cu o colegă. Cu o colegă? Cum o cheamă? Claudia. Claudia. Ai emoții? Puțin. Puțin? Dă-i cu ai de mine. Ia vino aici. Doamnelor și domnilor, peste 10 ani, domnilor, în special, contactați-o pentru că această timiditate va dispărea. Cum ai zis că o cheamă pe colega? Claudia. Claudia, să ai grijă de ea și ori băiatul ăla din spate care îi aduce flori să nu... Unde ești, Claudia? Claudia ne-a cântat ia, astăzi. Tască. Ia, vino, Claudia, vino aici, vino aici, vine, veniți, veniți că vreau să știu cum stați. Nu, aici lângă mine, da. Aici lângă mine și tu, așa, bravo, bravo, ele sunt în bancă amândouă. Cine are... Ce băiat o place pe... Nu știu. Dar pe Claudia cine o place? Nu știu. Nu? Nu? Da, cine nu. Copiază de la cine? Vedeți? Fetele se salvează între ele. Băieții de la școală! Să le puneți flori în bancă. E bine? Zic bine? Da? Zic? Da? Da. Să le puneți flori în bancă. Nu de alea de pe stradă din parcul de la Baia. Nu. Luați florile care trebuie. A, așa, ce să vă mai scrie? Bilețele? Ba da. Să le scrieți bilețele și să le spuneți nu ce frumoase... Nu vor bilețele, ele vor lucrare de control. De ce nu vrei să aolo, înțelegi? Aoleu, ce rea e doamna profesoară Lavinia, vedeți? Eu vă învăț de bine, extemporal. Dar nu mă las, vreau să-mi răspundă la întrebare. Cine copiază de la cine? De tot timpul când ai un coleg de bancă, unul copiază acum. De la celălalt. Că vă văd, domnii profesori, spuneți, noi nu copiem. Spuneți.
Se uită oamenii la televizor. Noi nu copiem. Bravo! Ele nu copiază, draga mea, la Vinia. Se uită domnii profesori. Da, doar noi am copiat și ia uite ce bine am ajuns. Ia uite ce, ce carieră excepțională avem. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și ne întoarcem. Eu nu am copiat niciodată. Da, da, revenim. Da, da. El copiază de la mine în fiecare zi. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la Matinal și Popular și să știți că în această pauză de publicitate colegul meu Mihalis Dumitrache a mărturisit că uneori am mai copiat de ce și minți el în fața telespectatorilor. Eu nu mint niciodată. Am zis eu așa ceva fetelor, am martori. Doamne ferește. Să știi că sunt cel mai prost la copiat, dacă vrei să știi adevărul, și am oameni care pot să-ți confirme, deci poate să mă acuze lumea de orice. Nu am copiat în viața mea, pentru că atunci când voiam să copiez, mă roșeam și mă buvneam. Râsul, muream de râs. Toată lumea se prindea. Mă jur, n-am copiat niciodată. Emilia Bașchir, cu tine trebuie să stăm de vorbă, pentru că și tu, doamna profesor, la rândul tău trebuie să-i mulțumesc profesorului tău. Sigur că, dar vreau să-i mulțumesc doamnei Georgeta Nichifor pentru toată dăruirea cu care m-a învățat să cânt. De la dânsa am învățat tot ce știu astăzi. Îmi este și șefă, suntem colege. Cât de frumos! La Liceul de Arte din Tulcea. Vreau să-i mulțumesc și să-l salutăm și pe domnul Aurelian Croitoru pentru orchestrație, pentru piesele mele și piesele fetelor de la Enisala. Bineînțeles că o salut și o pup pe doamna Toni. Îi mulțumim pentru că ne ajută de fiecare dată. O salutăm și noi pe Toni. Este colega noastră. Și cu siguranță aduce în fața telespectatorilor copii talentați, așa cum sunteți și voi. Da, chiar îi mulțumim că are încredere în noi. E minunat, pentru că oamenii de televiziune până la urmă trebuie să descopere talentul, trebuie să descopere oamenii talentați și mulți nu au curaj să vină la televizor. Și de multe ori Toni Mardar, că despre ea vorbim, va aduce în fața telespectatorilor. Minunat și mulțumim, e colega mulțumim, noastră, producătorul mulțumim. Nostru de content. Dragilor, vă mulțumim foarte mult, ne bucurăm că v-am cunoscut, să aveți mult, mult succes, să străluciți și încă o dată Emiliei vrem să-i mulțumim pentru că v-a strâns, așa v-a adunat și am putut să ne bucurăm în această dimineață de muzica frumoasă din Dobrogea. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați găzduit cu atâta căldură și cu atâta dragoste, le-ați mai dezmorțit și pe fete, le-au mai trecut și emoțiile. Să fiți iubite fetelor, să aveți iubiți minunați! Să vă găsiți tot ce e mai frumos pe lumea asta și să vă plimbați prin Baia și Enisala, dragi telespectatori. Le mulțumim celor de la homes.ro pentru recuzita noastră din platou. Mulțumiri și prietenilor de la Impuf pentru ținuta mea de astăzi. Asta așteptam cu toții. Și dumneavoastră, celor de acasă, vă mulțumim pentru fidelitate. Telespectatorii noștri ne scriu în fiecare zi pe Facebook, Matinal și Populari. Vă iubim și mâine dimineață din nou suntem aici revenim. Prezenți. Tot aici revenim. Nu uitați, bunătatea este gratis. Profitați din plin de ea. Urmărim pe final un videoclip extraordinar de frumos cu doamna Georgeta Nichifor. La revedere, fetelor, dans!